Un român consumă în medie 11 litri de alcool pur pe an, valoare ce poziționează piața locală în prima parte a clasamentului european, într-un top realizat de Organizația Mondială a Sănătății. Această valoare se traduce astfel într-un consum mult mai mare de băuturi spirtoase, dat fiind că jucătorii din industrie definesc băuturile spirtoase ca băuturi alcoolice cu o concentrație alcoolică de minimum 15%. Pandemia de COVID-19 a schimbat o serie de obiceiuri, a mutat cel puțin temporar consumul din Horeca acasă și astfel a crescut canalul de retail, însă per total nu există variații majore în ceea ce privește cantitatea medie consumată de la an la an. Da, știu, poate și în fuga omului așa, de ajunsurile vieții, trimite așa într-o direcție, într-o apatie, spre alcool, spre... Poate chiar o dependență. O dependență, sigur, cu timpul de dependență, sigur. De când lumea asta la români? De când noi depășim și pe rușii depășim la băut acum la ora actuală. Mă uit așa, înainte, totuși lumea era mai reținută, mai altfel, dar acum am văzut că bea și femeile de curădrace. Da, nu e bine. Dintre ei chiar, da, unii dintre ei chiar preferă să-și ia alcool și să nu-și cumpere mâncare. Așa sunt alcoolici, oameni care nu au niciun fel de rațiune. Pe primele locuri în top cu un consum de aproape 13 litri per capital se află Letonia și Cehia, iar la coada clasamentului sunt Italia, Suedia și Grecia, cu cifre aproape la jumătate. Cei mai mari consumatori de alcool din lume, conform celui mai recent raport oferit publicității de Organizația Mondială a Sănătății, România ocupă un loc, din păcate, fruntaș în topul țărilor cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor. Și cum în perioada sărbătorilor consumul de alcool crește substanțial, este necesar să reamintim cum se prezintă România la nivel mondial în această privință.